Dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou webinar marca Business Days. Numele meu este Călin Iepure și astăzi din nou avem un invitat cu totul și cu totul special. Avem, avocat, avem invitat de data aceasta un avocat, doamna avocat Anca Grigorescu, partener cofondator al Societății de Avocatură BPV Grigorescu Ștefănică. Bine ai venit, Anca! Bună ziua tuturor! Astăzi, după cum v-am obișnuit, vom avea același format pe care deja prietenii noștri îl cunosc. Vom avea o structură de 60 de minute, acest webinar va avea 60 de minute, iar în prima parte de această dată, doamna avocat Anca Uh, va avea 40-45 uh, de minute o prezentare. Ne vom uita la această prezentare și ce vă invit, dragi prieteni, este să vă luați apă, un caiet și un pix, nu de alta, dar de fiecare dată că Vă știți, spun lucruri atât de extraordinare cât merită să le notăm. Uh, mai e un lucru de spus, suntem live pe Facebook, suntem live pe Zoom, suntem live pe YouTube, suntem live pe toate rețelele de socializare. Așadar, dacă aveți întrebări pentru Anca, ce vă invit este să ne lăsați un comentariu, indiferent de rețeaua de socializare pe care o aflați, iar colegii noștri de la tehnic vor avea grijă ca acele întrebări ale voastre să ajungă în studio. Și vă spuneam că astăzi avem un invitat cu totul și cu totul special, Anca Grigorescu, are peste 20 de ani de experiență ca avocat, iar din 2006 este partener, cofondator al societății de avocatură BPV Grigorescu Ștefănică, în cadrul căreia coordonează departamentele de dreptul muncii și de drept fiscal. Anca este recomandată de către cele mai importante publicații internaționale de specialitate, Chambers and Partners și Legal 500. De asemenea, este coordonator al Comitetului de Dreptul Muncii al Camerei de Comerț și Industrie Română-Germane, este co-head al Comitetului de Dreptul Muncii în cadrul Camerei de Comerț Americane în România și membru activ în cadrul Employment Task Force din Coaliția pentru Dezvoltarea României. Din aceste poziții, Anca Grigorescu a promovat activ conceptul despre care vom discuta astăzi, despre Curț Arbeit, drept instrument de apărare a locurilor de muncă și de reluare treptată a business-ului de către companiile din România. A identificat formule compatibile cu legislația din România, avantaje și necesitatea acesteia pentru a contribui la redresarea economiei. Românești. Așadar, avem alături de noi un avocat care susține a, acest concept, Curț Arbeit, iar tema noastră de astăzi este 10 informații pe care trebuie să le știți despre Curți Arbeit, programul redus de muncă prin care îți iei salariul aproape integral și care îți poate salva jocul. Anca, spun încă o dată, bine ai venit. Abia aștept să aflu mai multe lucruri despre acest concept. Știu că ai pregătit o prezentare pentru noi, așa că hai să-i dăm drumul. Mă bucur să vă am alături pe toți acum, pentru că mi se pare un lucru esențial să înțelegem despre ce vorbim atât de mult în ultima vreme, în contextul generat de către pandemia COVID-19, context economic defavorabil întregii lumi. Astăzi însă ne vom concentra pe noțiunea de curț și posibilitatea, respectiv beneficiile introducerii acestui model în România, cu scopul esențial al salvării locurilor de muncă în România. Mi se pare că este foarte important voi afișa acum pe ecran o prezentare. Între timp, dragi prieteni, până reușim să punem această prezentare, vom discuta astăzi despre ce este Curța Arbaic și care este impactul său, despre câți angajați și câte companii estimați vor beneficia de acest program, despre ce procent din salariu ar urma să primească un angajat al unei companii care va beneficia de acest program, despre cât la sută din salariu ar urma să fie susținut de către stat și cât de către companii, ce cheltuieli, ce încasări va avea statul, ce sume vor primi angajații, ce fel de companii credeți că vor putea accesa acest program uh, și multe, multe alte lucruri. Bun, vorbeam despre conceptul Kurzarbeit. Este un, poate un termen uh, dificil de pronunțat. Uh, de ce folosim acest termen uh, atât de uh, obsesiv în ultima vreme? Uh, el uh, este un model, este vorba despre un model uh, cu originea în Germania. Poate că vă întrebați de ce ne-am oprit în acest punct și insistăm atât de mult pe introducerea acestui model. Există mai multe motive, dar haideți să vedem mai întâi ce înseamnă Kurzarbeit. Termenii pe care îi, vei, îi vei, veți mai întâlni în practică cu privire la curți arbați sau în contextul implementării acestui model, mai sunt cei de muncă cu timp redus sau muncă flexibilă. Sigur, generează o întreagă discuție, motiv pentru care am rămas la termenul original până la momentul la care vom vedea implementat efectiv acest proiect în, în România. Beneficiile acestui model s-au dovedit în Germania a fi importante încă de mai bine de un secol. Germania are acest concept implementat din 1910. Poate vă întreba dacă nu, care cumva vorbim despre un concept învechit. Ei bine, nu este învechit. Cu ajutorul acestui model, Germania a trecut peste numeroase sincope, dacă vedeți, și dificultăți economice generate, inclusiv, de către cele două războaie mondiale, dar cel mai recent. S-a dovedit a fi eficient în Germania acest concept, acest model, cu ocazia ultimei crize globale financiare, care a început în 2008. Uh, nu numai că s-a dovedit a fi eficient în Germania, dar uh, a uh, învederat o diferență foarte mare între uh, ce se poate întâmpla cu uh, piața muncii uh, atunci când este uh, implementat și aplicat și atunci când nu este. Și prin comparație, uh, în perioada uh, 2008-2010. Uh, Șomajul uh, a uh, scăzut chiar în, cu un punct procentual în Germania, în timp ce în alte state, cum ar fi uh, Sua, în mod special, dar și Japonia și Canada. Uh, uh, numărul uh, locurilor de muncă uh, a scăzut dramatic uh, cu până la 4 puncte procentuale. Astfel, el se dovedește încă în, în zilele noastre a fi un concept de, de maximă eficacitate, chiar și în prezent, România, mă scuzați, Germania aplică acest concept cu succes. Și nu numai Germania, dar din potrivă, și alte state europene au preluat acest concept și l-au implementat și nu în ultimul rând Comisia Europeană a recomandat implementarea acestui concept și chiar susține încă de la începuturile pandemiei COVID-19 implementarea de către statele membre europene a acestui model prin intermediul programului SURE. Acum, la ce ne referim când vorbim despre Curzarbeit? Uh, uh, în primul rând că este vorba despre un program cu caracter social, uh, cu scopul principal de a salva locuri de muncă uh, și, uh, totodată, cu scopul de a ajuta companiile uh, în calea, pe calea lor de redresare economică. În ce constă, în concret, ne referim aici la o reducere a timpului de muncă de către angajatori în mod unilateral, în cazul în care ne acesta se află într-o reducere a activității sale, o reducere care trebuie să aibă eminamente caracter temporar. Deci, scopul, clar, este de redresare prin intermediul acestui program. Ok. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că angajatorul poate să reducă unilateral timpul de muncă al angajatului și îl plătește pe acesta pentru timpul de muncă efectiv prestat. Pe de altă parte statul vine și acordă o indemnizație care acoperă o parte din salariul aferent timpului de, de muncă în care nu a fost prestată munca. Desigur că vom vorbi și despre niște procente imediat, dar este foarte important să înțelegem ce înseamnă acest, acest concept. Prin urmare, mai puțin. Mai puțină muncă, practic, pentru angajat. Angajatorul plătește munca prestată, statul vine și ajută, oferă o indemnizație pentru acoperirea unei părți importante a salariului pentru care nu s-a prestat munca. Bun. Când anume s-ar putea aplica acest, acest program? Acest model curțarbait și cine anume ar putea să aplice și câți salariați ar putea să beneficieze de, de acest program. În momentul de față, nu poate fi estimat cu precizie numărul de salariați care va beneficia de acest program, pentru că există mai multe criterii după care angajații respectiv companiile vor apela, angajații vor beneficia și companiile vor apela la acest program. Și anume, aici se vor putea încadra, pe de o parte, toate companiile, indiferent dacă anterior au implementat șomajul tehnic și au beneficiat de indemnizația pentru șomaj tehnic sau nu, deci, cu alte cuvinte, chiar și dacă au făcut efortul între timp și au reușit să nu aplice. Șomajul tehnic să beneficieze de sprijin din partea statului până acum, totuși vor putea să aplice, în cazul în care uh, situația lor uh, se va agrava sau este deja agravată, vor putea să aplice modelul curțarbait. Uh, de asemenea, durata uh, pentru care se va putea aplica acest program, iarăși, este un factor care va influența. Atât companiile care vor apela la acest program, cât și numărul de salariați pentru care se va aplica în acest sens. Și totodată va depinde și de posibilitatea de a aplica simultan mai multe programe de sprijin. Ce altceva ar trebui să mai știm în legătură cu Curțarbeit? Probabil că vreți să vă faceți un calcul bine, bine. O parte suportă angajatorul, o parte uh, suportă statul. Cât anume va primi uh, un salariat uh, pentru care se va aplica modelul curzarbeit? Uh, în primul rând, că trebuie să spunem în felul uh, următor. Reducerea uh, care se preconizează că va fi. Uh, implementată în România cu privire la reducerea programului de lucru este de 50% maxim, ceea ce înseamnă că introducerea modelului Kurzarbeit va putea merge până la o reducere de maxim 50% a timpului de lucru. Să dăm un exemplu. Dacă, de exemplu, un salariat va munci cu jumătate de normă, deci 50% din timpul său de lucru va fi redus, el va primi 50% din salariul său brut din partea angajatorului, urmând ca diferența de 50%. Pe care uh, nu o prestează ca și activitate și, prin urmare, angajatorul nu o remunerează din uh, propriul său buget. Uh, o să vedem imediat care este sistemul de uh, susținere acordat de stat. Uh, diferența aceasta va fi uh, achitată în proporție de 75% de către stat. Uh, deci, în exemplu pe care l-am dat, de program redus cu 50%, angajatul, angajatul va presta activitate de 50%, deci jumătate de program, și va primi 87,5% din salariul său brut. Mi se pare important să vedem faptul că acest program și dacă vreți procentele pe care uh, anticipăm că le vor uh, implementa guvernanții noștri, uh, sunt uh, generoase și uh, urmăresc uh, o, un echil păstrarea unui echilibru dacă vrem, în așa fel încât uh, afectarea uh, angajatorilor, angajaților și a statului să se mențină într-un uh, într echilibru. Cât anume, deci spuneam, se păstrează, suportă angajatorul, este, nu este un procent fix, ci el depinde de gradul de reducere a timpului de lucru, care spuneam că nu poate să fie mai mare de 50% astfel cum se anunță, a fi programul introdus în România. Și statul va suporta 75% din diferența salariului pentru care nu s-a prestat munca. Mi se mai pare important să, să amintim câteva aspecte pe care le vedeți aici pe Slide. În programul național planul național de investiții și Relansare economică pe care l-a lansat Guvernul României de curând, am remarcat două aspecte pe care până, până de curând nu le sesizasem și nu erau atât de prezente în discuțiile purtate despre curți Se vorbește în acest plan despre afectarea a minim 10% dintre salariații unui angajator ca și condiție pe care o va îndeplini o companie va trebui să o îndeplinească astfel încât să poată aplica programul Kurzarbeit și, pe de altă parte, să vor, putem vorbi despre o scădere a cifrei de afaceri cu minim 10% raportat la luna similară din anul anterior. Rămâne de văzut cum concret vor fi implementate aceste condiții și la ce moment vor trebui să fie ele îndeplinite atunci când aplicăm pentru programul Kurzarbeit. Am mai văzut de asemenea, am tot auzit în discuțiile purtate despre interdicția de a angajare a personalului suplimentar de poziții similare cu uh, cele afectate de Kurzarbeit. Uh, sigur că, uh, la o primă vedere, este o, o interdicție utilă pentru a nu se, da, uh, nu se permite uh, abuzuri uh, de, pe care le-ar putea face companiile, Totuși, aici cred că este important să se raporteze această interdicție doar la anumite puncte de lucru sau la fiecare punct de lucru în parte. Pentru că altfel riscăm să aplicăm această interdicție, să spunem, cu privire la, timp, la, la punctul de lucru al unei companii prezente atât în să zicem, în București, precum și undeva în nordul țării cu puncte de lucru diferite și ajungem să aplicăm interdicția de angajare de personal pe poziții similare în București, când, de fapt, compania sau activitatea companiei este cu precădere afectată undeva în nordul țării. Deci, ar trebui acordată atenția acestei interdicții atunci când va fi introdusă. În, în lege, în ordonanța de urgență. De asemenea, se mai vorbește despre obligarea angajatorilor, a companiilor, de a informa și de a se consulta cu, cu sindicatul reprezentativ sau cu reprezentanții salariaților. Este, desigur, una dintre solicitările preluate, dacă vrem din zona sindicatelor. Uh, un lucru este cert cu cât impunem mai multe condiții și cu cât facem mai uh, grea aplicarea acestui program, uh, cu atât mai puține companii vor uh, apela la acest program, uh, alegând uh, poate uneori calea mai simplă a concedierilor. Or exact asta încercăm acum să uh, să prevenim. Um, Bun, ce mi-aș mi mai dori ar fi să, să trecem în revistă pentru că mi se pare foarte important să um, înțelegem care sunt avantajele și uh, uh, ale tuturor celor implicați în acest, în aceast, uh, um, de acest program. Uh, aici mă refer la angajatori, la angajați și uh, la stat. În primul rând, avantajele Angajaților sunt mai mult decât evidente. Ei sunt pe primul plan poziționați în ceea ce privește acest program. Ne referim la păstrarea locurilor de muncă. Acesta este primul scop pentru care programul ar urma să se implementeze. Totodată, angajații ar urma să presteze muncă cu timp redus dar să primească o sumă de bani, un salariu venit la un nivel mai mare decât munca efectiv prestată, ba chiar aproape de suma uzuală pe care angajatul ar primi-o. Aș vrea să subliniez procentul cu ca, maxim cu care s-ar putea reduce în acest scenariu de. Despre care vorbeam cu uh, o reducere de maxim 50% a programului uh, timpului de muncă uh, și respectiv 75% din diferența suportată de stat, vorbim despre uh, o reducere maximă a uh, salariilor brute cu 87,5%. Sigur că aceasta este nivelul maxim, dar putem imagina și scenarii intermediare. Desigur, dacă vorbim despre reducerea cu 20% a programului, trebuie să ne gândim la un salariu redus doar cu 5%. Pentru angajator, acest program presupune de asemenea avantaje evidente. În primul rând că uh, plătește doar pentru munca efectiv uh, prestată de care beneficiază el uh, efectiv. Uh, totodată se evită concedierile și riscurile asociate. Concedierile uh, nu, nu sunt dorite. Știm cu toții că doar cu puțin timp în urmă era o luptă între angajatori uh, pentru a-și găsi personal. Acum, uh, evident că uh, echipele. Se dorește a fi păs să fie păstrate, nu dorește niciun angajator, de altfel, să-și piardă angajații, pentru că fără angajați, el nici nu se va mai putea redresa economic, va pierde această șansă. Ori, prin acest program, de asemenea, se mențin șansele de redresare a companiilor. Aș mai puncta aici, desigur, și avantajele statului, care evită intrările masive în șomaj și plata unui număr semnificativ de indemnizații de șomaj. Și totodată, astfel cum este gândit programul în România, sumele plătite de către stat vor fi asimilate venitului și vor fi impozitate și contributate în mod corespunzător. Practic, statul continuând pe toată durata aplicării programului Curț Arbait să încaseze impozite și contribuții. Desigur că este un aspect important, o să vedem imediat și niște cifre. La dezavantaje am, am identificat, desigur, aplicabilitatea limitată în timp, în mod special, nu cu privire la anumite tipuri de companii neapărat, dar în timp. Pentru că acest program, pe de o parte, nu poate să fie aplicat în orice condiții. Spuneam, ați văzut pe slide-ul anterior că el se poate aplica doar în anumite condiții, și anume pe durata stării de urgență, pe durata stării de alertă, pe durata altor situații excepționale stabilite în condițiile legii și cel mai probabil pe o durată, pe un termen de șase luni după expirarea acestora. Este un termen care poate părea generos, dar în condițiile actuale ale involuției economice, el se poate dovedi a fi chiar de-a dreptul insuficient. Deci, asta am vrut să spun cu aplicabilitatea limitată. De asemenea, sigur că va fi vorba de. O birocrație care nu bucură pe nimeni, nici pe angajatori cu certitudine și nici pe autorități care sunt sigur, sub, se afundă sub toate cererile pe care angajatorii le vor depune. Pe de altă parte este evident că nu putem să ne așteptăm că vom primi anumite sume de bani, fără să documentăm necesitatea în mod corespunzător. Aici poate că mai este important să amintim că sistemul curs -ar, ar urma să se implementeze sub formă de decontare, adică, practic, angajatorii vor plăti în termen real toate obligațiile corespunzătoare, deci salariul, desigur, cuvenit pentru munca prestată, dar, de asemenea, și Procentul pe care ar urma să-l ofere statul, precum și impozitele și contribuțiile sociale aferente, urmând să, să primească sprijinul de la stat înapoi prin decontare. O să vedeți aici pe slide câteva cifre. Este important legat de cheltuielile și încasările pe care le va realiza statul pe de o parte și pe de altă parte puteți vedea aici în imagine despre ce sume brute, vorbim în cazul a unor scenarii pe care le-am prevăzut de reducere de 20% și respectiv de 50% a timpului de muncă, și totodată am ales, dacă vedeți pe prima coloană, ca și exemple de salarii: salariu minim pe economie, un salariu mediu brut pe economie la nivel de aprilie și un salariu aleatoriu de 10.000 de ron. Ceea ce putem să remarcăm pe coloana 3 și, a, și coloana 5 este faptul că statul, prin continuarea încasării de impozite și contribuții sociale, nu este complet dezinteresat să aplice acest program. Pentru că, desigur, se va putea raporta la diminuarea potențialului de concedieri, dar, pe de altă parte, el continuă să încaseze, Taxe și impozite care, de exemplu, în cazul salariilor mai mari, deci practic nu ar fi dezinteresat să sprijine prin acest model curțarbeit nici reducerea activității pentru salariații mai bine plătiți, pentru că în cazul acestora vedem că taxele și impozitele și contribuțiile depășesc ajutorul oferit de stat ceea ce înseamnă că e un echilibru pozitiv în favoarea statului în aceste situații. Desigur că poate că cele mai multe contracte de muncă afectate de curtsarbyte vor fi undeva între salariul mediu și salariul minim pe economie. Dar uh, lucrul acesta, asigur că nu putem să-l să anticipă, anticipăm cu procent foarte mare de siguranță. Uh, de asemenea, mi se pare important să punctăm uh, care este categoria de uh, companii, uh, care sunt categoriile de companii care vor beneficia. Tot întâlnesc uh, această întrebare. Uh, Cine poate aplica pentru uh, acest program? E bine, spre deosebire de celelalte forme de ajutor pe care încă le mai avem uh, active uh, în ceea ce privește relațiile de muncă, acest program ar urma să uh, nu discrimineze între uh, companiile care au aplicat sau nu anterior și au beneficiat sau nu de indemnizația pentru uh, șomaș tehnic nu discriminează și sunt în egal, este un proiect, un program în egală măsură interesant pentru companiile mari, dar și pentru IMM-uri și auzim tot mai des solicitările IMM-urilor în sensul introducerii acestui program. Practic, măsura este așteptată în momentul de față de, de întreg mediul de business din România, indiferent de dimensiune, de domeniul de activitate sau dacă au aplicat sau nu anterior șomajul tehnic. Condițiile concrete, sigur că mai așteptăm să fie definitivate de către guvern și cu toții. Sperăm ca acestea să fie cât mai flexibile și cât mai puțin numeroase, astfel încât să nu îndepărteze companiile de la, de la aplicarea programului. De ce oare este acest program în momentul de față util pentru România? Ei bine, el... Practic, se lasă așteptat după a, niște programe anterioare pe care a, guvernul le-a implementat cu succes, aș putea spune, până la ora actuală, și care au fost absolut necesare și în lipsa cărora a, numărul de a, locuri de muncă, a, astfel cum au fost ele reduse în această perioadă, și avem un număr în acest sens care se apropie de jumătate de milion. Cu siguranță că ar fi fost mult mai mare. Știm cu toții că în afara acestor locuri de muncă desfințate au fost alte sute de mii de locuri de muncă suspendate prin șomajul tehnic în această perioadă. Și uh, sigur că uh, se dorește prevenirea și în viitor a, uh, a restructurărilor, a tăierii locurilor de muncă. Uh, prin urmare, în momentul de față, mai avem uh, indemnizația de uh, șomaj uh, tehnic uh, care se mai acordă pentru restaurante, pentru uh, activitățile care încă sunt uh, suspendate. Uh, și mai avem de, asig de asemenea. Ajutorul de 41,5% care a fost implementat prin OG 92 pe 2020, care cu siguranță că a fost un, un ajutor binevenit, dar, din păcate, în primul rând, această măsură. Nu se va mai aplica pentru mult timp, pe de o parte, și pe de alta, ea este o măsură relativ inflexibilă, în sensul că trebuie, pentru a beneficia de acest ajutor, angajatorii se, își propun și se angajează să nu concedieze până la sfârșitul anului 2020 salariții pentru care au beneficiat de acest ajutor. Ori în condițiile actuale, exact acesta este un factor de incertitudine marcantă, pentru că practic niciuna dintre companii nu are o certitudine cu privire la evoluția clară a business-ului în viitorul apropiat și nici pe măcar pe termen mediu. Iarăși o întrebare care stăruie în piață se referă la modul în care ar putea fi prevenite abuzurile. Pentru că, evident, ca orice fel de sursă de finanțare, această sursă ar fi expusă și unor potențiale abuzuri. Trebuie să vă spun că, inclusiv în Germania, de unde ne propunem să preluăm această măsură, se întâmplă abuzuri. Dar. Ceea ce este absolut necesar pentru a preveni abuzurile este, sa, este introducerea unui sistem, în primul rând, de control eficient, care, sigur, să aibă la bază niște prevederi legale cât mai clare cu privire la situațiile care pot fi sancționate, evident, însoțite de sancțiuni corespunzătoare și, nu în ultimul rând. Efectuare de controle. Sigur că o să mă întrebați, vine partea cealaltă și întreabă, ok, dar ce se întâmplă în cazul controlerilor? Că și acolo se pot săvârși abuzuri și mai ales dacă este vorba despre sancțiuni cu caracter penal, este de dorit ca acestea să fie cât mai mult reduse. E clar că nu este o chestiune ușor de tranșat, dar este într-adevăr o chestiune care mai rămâne de la murit. Cu privire la, la condițiile sau dacă vreți, ce ar trebui să îndeplinească acest, acest program pentru a avea succes. În primul rând, cred că este vorba despre flexibilitate. Deci ar trebui să fie vorba despre un program eminamente flexibil. Cu cât vor fi introduse mai multe restricții, mai multe condiții pentru a-l putea accesa, cu atât el va fi un program cu un succes limitat. Vorbeam despre reducerea timpului de muncă cu până la 50%, astfel cum se preconizează a fi implementat în România. Trebuie să vă spun că în Germania programul de reducerea timpului de muncă poate merge până la 0%. Este un aspect pe care, sigur, în România îl putem confunda cu șomajul tehnic. Dacă aplicăm procentele de. 7, procentul de 75% pe care l-ar suporta statul din timpul nelucrat, ne practic am fi exact în situația de indemnizație de șomaș tehnic. Sigur că aici este vorba însă și de niște calcule materiale pe care guvernul trebuie să și le facă și deja și le-a făcut. De altfel, ministrul de finanțe, Câțu, a afirmat recent faptul că statul ar putea să acceseze până la 5 miliarde de euro prin intermediul programului SUR, fonduri UE, pe care, pentru care sigur că va trebui să aducă niște garanții. Acestea ar fi la nivel de 393 de, 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 de milioane de euro. Bun, problema uh, care se pune aici este dacă banii vor ajunge sau nu uh, și dacă această sumă va putea fi destulătoare pentru uh, economia românească și pentru a preveni uh, proliferarea concedierilor în, în România sau nu. Uh, nu, nu putem da un răspuns uh, la această întrebare. Uh, de altfel. Uh, nu poate nici guvernul cu informațiile pe care le are la dispoziție să dea un răspuns la această întrebare, dar ideea nu este să limităm accesul la program, ci să ajutăm. Pe o durată cât mai lungă posibil. Deci, spuneam că aspectul important este de a lăsa programul să fie unul flexibil, totodată să nu condiționăm excesiv și, nu în ultimul rând, să prevedem o durată cât mai lungă posibil pentru aplicarea acestui program. Legat de implementarea lui, aș mai puncta un aspect și anume, cred că reușita acestui program. Depinde și momentul, de, de momentul în care acesta se va implementa. momentul de față se preconizează că în 60 de zile vor fi elaborate normele pentru aplicarea ordonanței de urgență. Desigur, nici ordonanța de urgență nu a fost încă publicată. Dacă facem un calcul, vorbim aici despre, abia despre luna... Septembrie în care ar putea să devină funcțional programul. Este un termen uh, foarte îndepărtat. Uh, am auzit strigăte puternice din partea uh, IMM-urilor uh, și, de altfel, întreaga economie își dorește în momentul de față o aplicare cât mai uh, rapidă a acestui uh, model. Am, uh, mai am aici doar câteva slide-uri. Uh, ne spuneam că este important uh, să uh, analizăm și dacă acest program poate să fie cumulat cu alte măsuri existente. Nu întâmplător am ales, dacă vreți, reducerea programului cu 20%. Știm cu toții că reducerea programului poate fi și acum implementată de către angajator în mod unilateral de la și implementarea programului de 4 din 5 zile lucrătoare este posibilă. Ceea ce conduce la plata unui salariu de 80% către angajați. Desigur că se pune problema compatibilității acestora. Ele nu se exclud una pe alta, așa cum sunt gândite, însă, din punct de vedere al echității aplicării unor angajați a unuia dintre program și a, pentru alți angajați a acelui alt program, sigur că este un subiect discutabil. Acum, pe scurt, cu privire la aceste slide-uri, cu privire la aplicabilitatea simultană a unor programe pe de care putem dispune, Curțarbeit este Compatibil cu timpul parțial de muncă, în cazul în care avem același angajat la același angajator și pe aceeași perioadă de timp. În această, în această constelație, în schimb, nu este compatibil curțarbeit cu reducerea timpului de muncă de la um, 5 la 4 zile lucrătoare. De asemenea, nu este compatibil cu șomajul tehnic. E, um, Ușor de văzut faptul că șomajul tehnic presupune suspendarea contractului de muncă, în timp ce Curța arbait presupune un contract de muncă activ și prestarea de activitate. Totodată, ar fi posibilă acumularea. Sprijinului de 41,5% cu programul Curțarbeit, la nivel de principiu, însă, din punct de vedere temporal, după cum vă spuneam mai devreme, s-ar putea ca până la implementarea programului Kurzarbeit, să nu, nici nu se mai pună problema uh, cumulării celor două, pentru că nu se va mai putea beneficia de sprijinul de 41,5%. Uh, am mai imaginat aici constelația uh, aplicării simultane a Kurzarbeit pentru același angajat la același angajator, dar în perioade uh, uh, diferite de timp, de deci, să spunem succesiv. În oricare dintre uh, ordine, am vrea să privim um, chestiunea. Uh, ar fi compatibil, deci curța ar, ar fi compatibil cu uh, timpul parțial de muncă uh, și cu reducerea timpului de muncă de la 5 la 4 zile aplicate desigur consecutiv și cu șomajul tehnic și cu sprijinul de 41,5% astfel cum este prevăzut în momentul de față OG92 și cum se preconizează că va fi implementată curt arbait. Și de asemenea, am analizat situația și asta ar fi practic ultimul Uh, punct pe care l-aș aminti, situația în care am dorit să aplicăm uh, măsura uh, curțarbaid simultan uh, pentru uh, uh, angajați diferiți la același angajator, Uh, Ori timpul parțial de muncă este posibil și va fi, ar fi uh, compatibil. Uh, reducerea timpului de muncă de la uh, 5 la 4 zile uh, ar putea să fie compatibilă de principiu, însă este discutabil, pentru că, desigur, imaginați-vă, am redus uh, cu 50%. Programul unor angajați și ei beneficiază de 87,5% 87 din salariu, în timp ce altor angajați le-am redus. Uh, timpul de lucru de la 5 la 4 și beneficiază 4 uh, zile lucrătoare și beneficiază doar de 80% din salariu. Desigur că la nivel de principiu uh, uh, nu se uh, poate aplica. Uh, șoma, cu în cazul șomajului tehnic, uh, analiza ar, ar urma același raționament. Uh, da, iar în cazul uh, sprijinului de 41,5% din salariu, uh, de principiu uh, ar fi posibilă acumularea celor două măsuri de sprijin, însă improbabil din punct de vedere temporal. Eu cam atât am avut de prezentat ca Mulțumim. și aspecte cu privire la Curțarbeit, dar sigur că întrebări mai sunt numeroase și dacă mai avem timp, le, pute, le pot răspunde cu drag. Apropo de întrebările numeroase, mulțumesc mult, Anca, foarte interesant, mi-am notat și eu câteva, câteva idei și chiar merită împărtășite aceste idei în comunitatea antreprenorilor din cadrul business day. Avem multe întrebări, dar înainte de asta dăm voie să intervin puțin și să-i rog pe cei care ne urmăresc, dacă cumva mai au întrebări, să le adreseze acolo în secțiunea de mesaje sau dacă se află chiar aici în, în această sesiune de Zoom, există jos un buton pe care scrie Q&A, vă rog să-l apăsați și să ne adresați acolo întrebările. Deja am primit multe întrebări pentru tine și uh, începe sesiunea de întrebări și răspunsuri. Avem pentru asta 16 minute la dispoziție, iar prima întrebare pe care am, uh, am primit-o este cum a apărut ideea de a aduce acest model în România? De ce v-ați gândit tocmai la acest concept pentru România? După cum aminteam, este un model care a avut deosebit succes în Germania, în mai multe rânduri și, nu în ultimul rând, decurând în criza financiară globală care a început în 2008. De asemenea, acest concept a fost implementat și de către alte state europene. Uh, și nu în ultimul rând recomandat și susținut prin intermediul programului SUR de către Comisia Europeană, uh, cumva a fost uh, a devenit firesc uh, să, să luăm în considerare uh, acest program pentru România și să vedem uh, care este varianta uh, optimă de implementare a acestuia la noi. Uh, nu vă ascund nici faptul că uh, investitorii germani. Din România au militat uh, încă de la începutul declanșării uh, pandemiei în România pentru implementarea modelului Kurzarbeit și în România. Din ce domenii, iată o altă întrebare, din ce domenii vă așteptați să fie cele mai multe companii care vor aplica pentru acest program pentru Kurzarbeit? Um... Mă gândesc că cel mai probabil ar putea fi vorba despre companii din zona de producție și aici, în special, zona automotiv, știm că este afectată. De asemenea, industria energetică ar putea să apeleze la această, acest program. Sigur că Horeca Turismul este posibil să... să Dorească să implementeze acest program. Dar vă spuneam mai devreme, am auzit în numeroase rânduri, în ultimele săptămâni, semnale din partea reprezentanților IMM-urilor care își doresc în mod special să fie implementat acest program. Deci ne așteptăm din zona IMM-urilor, dacă vreți, apropo de dimensiunile companiilor care vor aplica pentru acest program și care știm că IMM-urile sunt cel mai mare generator de venituri în România, ne așteptăm ca din acea zonă să fie multe aplicări ale programului. Apropo de, de asta, cred că tot un antreprenor a adresat și următoarea întrebare. Sunt anumite măsuri, pe lângă cele menționate în prezentare, pe care considerați, uh, le considerați foarte importante pentru a fi integrate în acest program? Uh, da, este. Uh, vă spuneam mai devreme că. Uh, Flexibilitatea este un aspect foarte important. Există foarte multe companii care funcționează acum la sub 50% din activitate. Ar fi fost de dorit ca flexibilitatea pentru reducerea timpului de muncă să meargă mai jos de 50%. Sigur, v-am dat exemplul Germaniei, care merge până la 0%. Poate că România nu este pregătită din diverse motive pentru acest procent de flexibilitate, dar ar fi fost de dorit o reducere mai mare a programului de lucru. De asemenea, cred că ar fi utilă prelungirea aplicabilității programului până la un an după încetarea stării de alertă. Uh, și totodată, uh, posibilitatea de angajare pe uh, posturi similare, vă spuneam mai devreme, din puncte de lucru diferite, cred că iarăși este un aspect care ar fi bine să fie uh, prevăzut. Uh, și cel mai uh, mult mi-aș dori ca programul să fie implementat cât mai urgent posibil apropo de cât mai urgent posibil, cum considerați că au fost măsurile luate de guvern până acum pentru piața muncii? O altă întrebare, presupun că tot de la un antreprenor a venit și această întrebare. Până în momentul de față, măsurile care au fost luate de către uh, guvern au fost absolut uh, Raportate la necesitățile imediate, la realitatea uh, imediată și au fost binevenite. Uh, poate că uh, au venit așa cumva foarte târziu de fiecare dată și poate că au mai fost și câteva sincope în uh, aplicare, uh, dar uh, per total cred că au fost. Uh, măsuri de care mediul de business și angajații din România au beneficiat imediat și au fost eficiente și cred că în lipsa lor nivelul de șomaj din România ar fi explodat până la ora actuală. Apropo tot de asta, ce alte măsuri propuse de guvern credeți că pot fi luate pentru a ajuta angajatorii să-și păstreze locurile de muncă ale salariaților lor? Cred că, iarăși, v-am tot repetat cuvântul ăsta, flexibilizare, măsuri de flexibilizare. Se vorbește de foarte mulți ani în România despre măsuri de flexibilizare a relațiilor de muncă. Avem o legislație încă foarte rigidă, Uh, și cred că măsuri de flexibilizare a relațiilor de muncă ar fi foarte utile. De altfel, uh, guvernul a anunțat uh, intenția sa de a flexibiliza uh, relațiile de, de muncă în România. Uh, totodată, cred că uh, digitalizarea este un aspect de care am văzut uh, în aceste ultime luni uh, că nu numai că ne-am. Pe de o parte ne-am izbit pentru că nu eram pregătiți, pe de altă parte ne-a ajutat pe toți să depășim această perioadă mult mai ușor. Am văzut și autoritățile care au făcut față într-un mod incredibil noi situații, care înainte părea de, de nerealizat. Cred că digitalizarea și în zona relațiilor de muncă este foarte importantă. Aici vorbim nu numai de. Uh, uh, partea generată de telemuncă, dar vorbim, desigur, și de, de toate aspectele legate de documenta documentația, dacă vreți, necesară desfășurării raporturilor de muncă. Știm cu toții că acum se adună tone de, de hârtie. Nu în ultimul rând, cred că reformarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă, care este de altfel un subiect care așteaptă de mult timp să, să fie reformat, cumva el este forțat în momentul de față să, să fie reformat și cred că ar ajuta foarte mult în, în menținerea locurilor de muncă. Mai am o întrebare. De data aceasta, întrebarea vine vine de la mine pentru că am o curiozitate. Aș fi curios să aflu câteva detalii din culisele uh, posibilei adoptări ale acestui program. Uh, poate ne spui ceva ce nu e chiar atât de confidențial. Cum s-a desfășurat munca pe acest proiect? Cu cine ai colaborat? Ce a fost cel mai dificil uh, lucrul la acest proiect? Um, dificil, în primul rând, sau, dacă vreți, cel mai important a fost momentul T0 când... Uh, am reușit să, să explicăm acest concept pentru că mediul de business din România nu era familiarizat cu acest concept. De acolo a trebuit să pornim și vă mărturisesc că nu a fost de la sine înțeles că toate companiile, toți reprezentanții mediului de business au înțeles de ce. Sau cum ar putea să fie utilă această măsură și cum ar putea să fie implementată în România. Și nu a fost ușor, dar trebuie să, să remarc faptul că a existat o colaborare foarte bună la nivelul mediului de business în România. Toate organizațiile de business din România au făcut corp comun, dacă vreți, pentru a ajunge la unison în vederea aplicării și solicitării către autorități a implementării acestui, acestui model. Sigur că ce pot să vă spun din culise? Întotdeauna când vorbim de procente, un procent mai mare poate să fie mai bun decât un procent mai mic sau din potrivă, de unde, prive, depinde de unde privesc. Aspectele acestea au trebuit să fie uh, lămurite. Poate că nici astăzi nu sunt uh, complet lămurite și nu vor fi lămurite până nu vom vedea OUG uh, publicat. Cu siguranță, apropo de OUG, cum ar trebui să arate acest proiect în forma lui ideală? Ce ar trebui să stipuleze textul acestuia? Uh, Mi-aș dori o reducere a uh, timpului de muncă până la 40% Ea reflectă, dacă vreți, o bună parte din industrie uh, uh, în momentul de față Și nu numai industria, dar uh, și uh, zona de servicii uh, este afectată De asemenea, implementarea pentru uh, uh, până la un an, nu până la șase luni După uh, epuizarea, după încetarea stării de uh, alertă Um, și mi-aș dori să văd implementarea um, normelor de, de aplicare într-un termen mai scurt de 60 de zile. Mulțumim mult! A fost pentru noi Anca Grigorescu, partener, cofondator al Societății de Avocatură BPV Grigorescu, Stefanică. Mulțumim mult încă o dată, Anca, pentru toate informațiile valoroase pe care le-ai împărtășit cu noi cu drag și um, sper într-o adoptare cât mai, cât mai rapidă pentru salvarea cât mai multor locuri de muncă. Cu siguranță așa va fi pentru că știm că ne aflăm pe mâini bune. Ești acolo pentru a reprezenta antreprenorii și iată comunitatea Business Days. Dragi prieteni, vă mulțumim și vouă pentru participarea voastră. Rămâneți alături de noi. Nu uitați să vă înregistrați pe www.businessdays.ro. webinari Avem o mulțime de webinarii interesante și importante pentru comunitatea de business din România. Chiar mâine prietenul meu, Horațiu Sasu, va fi intervievat de Augustin Mihaila și vor discuta despre nouă strategie. Și secrete pentru o afacere prosperă pe timp de criză. De asemenea, pentru a fi cu un pas în față. Participați evident și la masterclassurile pe care le-am pregătit pentru voi. Avem pe www.businessdays.ro masterclass uri. Avem specialiști care abia așteaptă să stea de vorbă și să vă ajute concret la businessurile voastre. Chiar am văzut următoarele două masterclassuri vor fi cu Sorin Power și Adi Ploscaru, doi oameni pe care îi respect enorm. Mulțumim încă o dată, Anca, mulțumim încă o dată tuturor și ne vedem în curând. Mulțumesc, Alin!